Neața lume, continuăm mim review cu această memă, fiate numai aici. Tu, băiatul de care îți place, sora lui, fratele lui, un tip care s-a pierdut pe aici, fata care tocmai s-a alăturat gildului și animalele lui de companie. Da, șansele tale sunt foarte mici. Și nici n-am început bine și deja, ni numa, ni numa, ba ce s-a întâmplat aici, ni O câsă după ce vede cultura de la MIM Review, bă. He, he, he. Cel mai bun turneu, suntem atât de aproape de examenele ciunini. Pam, 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 pam. eu, nimeni nu îmi scrie când primesc un mesaj ce naiba vrea și asta de la mine Ru! o poză cu Gojo, o poză în care nu e Gojo, nici aici nu e Gojo, nici aici nu e Gojo. Ei, hey, unde este Gojo? A plecat Gojo. Când se întoarce Gojo? Ia că am ajuns aici la costume. Ninuma, Naruto la costume aici, are față de băiat. Ai niște bani să bagi în cripto. Ia uite și pe Sasuke. Au neji ce fain arată. Ia uite și Kamaru. Itachi, bă, băiatule. Mai jos avem ciudățenia asta. Toji cu ăla lui, da, invers. Gen, el era inventarul ascuns al, al ăsta. Câine ăsta e peste tot. Pământ, apă, foc, aer. Într-un cuvânt, ca și cel avatar. Ia vezi ninua. Din ce anime era tipa? Nu mai știu. Și cred că nici nu l-am văzut și de aia. Ce mai bun profesor din anime? Bă, <laughs> ținând cont că ăsta și ăsta au același voce, ăsta și ăsta au același păr, o să găsim pe cineva care să fie echivalentul Urahara. Că ăștia doi câte doi. Miții. Mi se pare cunoscută. Personaj din anime în costum de iepure. Nami. Oceacoceană. Coceană. Makima. Rias. Saber. CC. Tipa din cod Ghias. Ior. Boa. Mitsuri. Mikasa. Ubuki. Miku și Shinobu Ultima. Hai că mai jos să avem tot așa din anime, dar la costum. Machima, Rem, bă, Rem, de ce Rem? De ce nu? Shinobu, Kana, 02, Robin, Mikasa. Bă, cred că Robin cel mai bine până acum. Yuki, Aqua și mai ultima. Super random Hinata, brăbete lui Tachi, acum în costum tradițional chinezesc. Bă, dar câte din astea sunt, mă? mai iar Makima, Nezuko, Maki. Bă, Maki n-arată rău. Gen Maki, Ten, Ten, Sakura, ăstea cred că s-ar potrivi cel mai bine. Toka și Toka, iar uite, Sakura, Nami, Eris, Kana, Yoruichi, Hinata, Shinobu, Robin, Mikasa, Mitsuri. Bă, nu, cred că Cred că la Sakura, sincer. Culmea. <laughs> Culmea, da, în direcția aduce. Jujutsu Kaisen în stilul retro anime din 90 Dragon Ball. Gojo. Sukuna, mamă, su Sukuna mai e cum mai e, dar Gojo e dezastru. Zici că e Goku, numai care păr. Bine, și Goku avea păr, da. Înțelegeți. Genul ăsta. Megumi. Panda, a Panda e șmecher. Yuji, Toji, Toji are șmecher. Inumaki, Geto, Geto are șmecher. Nanami, Nobara, Yuta și Maki. Bă, sunt faine astea, sincer. Mai puțin Gojo. <gântări> Restată lume. lumea. Personaje din animeuri în costum de Spider-Man. Luluș, Ichigo. Asta ori e Ichigo, ori e blond ăla din Blue Lock. Unul din ei. Eu le ziceam Ichigo la amândoi, sincer. Da, asta arată jumecher. Geto, Gats, dar cu costumul de Venom. Todoroki, 02, Zoro, <gântări> Zoro Man, Hinata, Gojo, Makima. La Makima nici nu mai dai seama dacă e de Spider-Man sau nu. Și Rengoku. No, cel mai fain arată tipul ăsta. Clar. Aici toată lumea se bucură de vopsea. 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 Cred că lui Machima este cel mai bine. Vopsea iară. Și aici. Nici la Mitsuri nu-i rău iară. Nii Erza. Dar cred că cel mai bine Machima. Se potrivește complet cu nebunia. Iar ce alege aici? Să fii Hokage sau să fii din Nanatsu. No, să vedem ce alegeți aici. Și acum super random. Poze. Ni. 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 Iată-l pe Zenith, sunt diferite forme de animație. Aici a zis că e direct Chiemon. Super random poză, iară. Iară. Ni nu Ni și aici. Ni și aici. Și aici. Miții. aici. aici. Superman. Sau Super Omul Gagicar. Bă, ce asta, mă? Super Omul Gagicar. Ia uite-l. Ia uite-l, mă. Reacția mea când îmi spune mama să-i aduc aia de acolo. Ia uite-l, mă, pe Itachi. Dacă era Blond. Sasuke și Naruto. Bă, Dacă ai două pisici, una portocalie și una neagră, să le pui numele așa. Când ajunge acasă cu 10 minute mai târziu decât trebuia, mai ta. Hmm, în sfârșit ai ajuns acasă. Hă? Tactu. și frate tu. Ia l pe micul monarh. Ia l fericit aici. Ce aici? Ăsta s-a distrat mereu, mă. Ăsta e ginuț al nenorocit. Diferența dintre aceste două poze, sunt aceeași poză, doar că unul are păr, mă. Asta e diferența și supărarea lui Saitama. Dacă vei protagonist fără păr, Mr. Zombie. <laughs> Saitama. Ăla e Saitama dacă era mușcat din zombie. Ia uite-l. Capitolul 148 Ginuț cu Thomas și după 149 gata. Ia uite. Ginuț cu Baek, Ginuț cu Iogino și cu sora. sa. Dacă te simți vreodată inutil imaginează că ăsta era bodyguard lui Ginuț. <gine> Ginciul. Uite umbrele supărate. Asprea fine prea faine, astea mă. Și manga lui Ginuț. Șumecheră rău. Beru super fericit că au adormit ăștia așa că se poate uita la televizor. Îi plăcea bă televizorul. Ia uite-l. Ia uite-l. Ia uite-l. Ia uite aici pe toți. <gine> Beru, când a vrut să-i facă casă lui Ginuț. Nu din asta, direct palat, nu stăm la discuții. Ia și pe Belion, băga orez aici. Igri supărat, Ginuț cu umbrele. Când e el mic, când nu să mici. Ni. Mai King, ce ai făcut? <laughs> Încerca să-l pună soră să lasca în vreo vreodată. Așa stă Ginuț în autobuz. N-ai loc de el, mă ocupă singur trei locuri. Ginuț Mineru? Aici a Ginuț când a vrut să vadă ce mai face cea happy în umbra lui. Ia uite, ia uite, <laughs> beru. Fața lui de milog, uite-te la el. da chiar mă ca uitat de fata demonilor. A, nici nu i-a mai păsat despre ea. Eu las să-l fiu cred că. Cred că așa o să fie. Beru, Igris, Iron, Belion. Belion e cel mai tank. Suntem pe ginuț, mă. Că s-a luat ăsta de soră să atunci ești nebun. Bate mâna cu umbrele lui ginuț. Ăștia aici, când arunca cristale de le-a zis ginuț, lăsați mă cristale și stai. Băgăm ești picioare din cristale voastre care mai farma cristale. A supărat umbrele, mă, că ea să pau de zor și ginuț a zis, bă, lăsați cristale jos. ce-ai făcut? Ce suntem noi? dați umbră. Ce facem? Îl protejăm pe ginuți. Până când? Până murim. Dar sunt deja suntem deja morți. Suntem deja morți. Deci pe vecie, practic. Ia uite. -l. Anime waifu în piele. Adeți <laughs> la piele. Inata, Albedo, Androidu, Makima, Toca, Robin. A mi se pare că Robin chiar are costum din ăsta în anime. Sau mi se pare mie. Boa, Shinobu, Miții, Uh, nebuna din My Hero Academia, nu mai știu cum îi zice. Na, nu vine acum. Care e preferata voastră? O te pe Bakugo. Ce ai alege, roșu sau albastru? Dar stai să vedem variantele. Roșu, mm, nu e rău, nu e nici bine. Iar albastru, rămânem cu albastru. Adică eu mi-am ales. Asta. Ne. Mai cuța Lili. Ho, oh, oh. ho. încă cum? Bunica și superstițiile. Nu florea în casă ca aduce ghinion. Ru. Dacă fur ceva în sarcină, copilul se va naște cu semne și pete. Crocănitul ciorilor aduce ghinion. Nu mânca din farfuria pusă în poală că-ți mănânci norocul. Oate între timp norocul. Bă, sta, bă, nu mă mai mânca. Dacă vezi sare pe jos, vei avea ceartă în casă. Păi da. Că ai văsat sare și cineva o să zică, bă, ești prost, ai dat cu sarea pe jos. Nu te ia unghiile unui bebeluș în primul an de viață că va deveni hoț. <laughs> Onorată de instanță, nu e vina mea, mi-au tăiat unghiile la trei luni. Pa! la un și pe viață. <laughs> În degetelor la spate alungă ghinionul și îndeplinește dorințe. Cine va mânca ceva dat pe fereastră turbează. Dacă te mănâncă palma dreaptă vei primi bani, dacă te mănâncă stânga vei da bani. Nu știți piesa luguță, cum o mănâncă palma stângă. Dacă ai urechile roșii înseamnă că cineva te bârfește. Interesante astea, sincer, solo leveling anime o să aibă vreo șase sezoane. Da, să vină toate anul ăsta, dacă se poate. Personaj din Black Clover care poate trece de infinitul lui Gojo. Asta, Iuno, Yami, Julius, Capitanul Jack și Dorothy. Și ăsta rău, și ăsta, și ăsta. Bă, dar ce va, Gojo e inutil, îl bat toți. Bă, ce s-a întâmplat cu Gojo? Na, I win. Care este cel mai bun demon din anime? Avem pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta sau pe ăsta? Asta chiar e cel mai cool oricum e sucuna asta e clar. cel mai puternic, cred că tot sucuna Super random o poză cu Your Boxer. Ce dragon este în sufletul tău? Ia vezi, mă. De sălbăticie, de gheață, al tunetului, al fulgerului, de peșteră. Asta stăm în peșteră, mă. Pare că asta numai iarbă toată ziua. Al cerului, vrăjitor, de mlaștină, Aici jos sunt mă, a, dar semnele alea pe care eu nu le știu. De apă, și doar că mă cu coadă de scorpion atâta. De foc, de castel, de ce e roz asta? Și din altă lume. Ia fi atent aici, echipa Liverpool, bam, 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 versus echipa lui Barcelona. Cine credeți voi că ar câștiga? Bă, Frodo, vezi ceva pe inelul ăla? Bă, stai un pic să mă uit. Nimă, fabricat în China. <laughs> a La fi atent că l-avem pe Flavius aici. Salutare, am făcut și eu o manga după ce am aflat că știu să desenez. Nu o fac de mult timp și mai ales cu tabletă grafică cam de două Săptămâni. Detalii melene să le trec că e multe. Ia mă să vedem. Cineva stătea aici, a luat un copil și a zis, ba, ce e fa, bă e un copil? Da, dar dintr-o familie înstărită putem face bani frumoși de pe el, bă? Păi și cât să cere? Mult, bă, ca să ne facem viața. Nu te mișca sau vei regreta. O, oh, ia vezi mă, ce se întâmplă? Să mă ajute cineva? De ce sunt aici? De ce, bă? <laughs> Și-a fugit copilul. Și acum ce mai facem? Uf, paf, pif, pică, sparge. No! Domnule, au fost găsit morți, nu reușim să găsim probe. Singurele probe sunt corpurile, dar nu par să aibă semne distinctive sau amprente. Momentan mai căutăm, poate apar și martorii. Opaci. Ăsta îl cheamă Kazuko. De ce n-are nume de român, bă, dacă tot? Trebuia să, să, dai nume de român. Ce se întâmplă, bă? La ce te gândeai așa intensiv? A, ți-ai revenit, ba? Mai speria, nu te-am văzut așa de îngândurat vreodată. Îmi pare rău, e ok. Deci cine e norocoasa la care te gândești, da? Încă nu e cineva, mă, dacă te referi la nefti. Nefti. Acum nu ești amuzant, dar acum ești mai suportabil. Nici fan arată, bă, îmi place, îmi place, îmi place. Îmi place. Fii mă mai atent. Du proiectele mele. U, gagica, așa găsi gagica. Să-ți cumperi ghiozdan de acum. Mulțumesc. Tru. Nu că de obicei ăștia care merg cu foile în mână au și ghiozdan în spate și tot cumva zratați. Dacă era atent, n-avea nevoie de unul. Măcar cere scuze că a intrat în mine. A, și-a luat la început. Bă, mai fă. Mai fă din astea. ce eu ăsta, mă? <laughs> Sukuno, Free în One Piece. Cum mă simt că mă udă cineva? Pisicile nu suportă apa. Deși am mai văzut eu niște reel cu miții care îți dătea în Ligian. MAM wow, wow. Tu și cu mine ne-am reîncarnat în solo leveling. Ba depinde dacă ești vrător de rang e, eh, și nu ești ginuț. Nu-i nu bine. Fiate la miții. 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 Bam. Are aceeași funte cu Sukuna aici vrea să ajungă pe Ozanii. Vezi? Liniile astea aici. Literally. Yamato în diferite forme de animații. Bif, Attack on Titan, Jojo, Evangelion, Dragon Ball, My Hero Academia, Oceacu direct, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Naruto, Bleach, Berserk și Vânător X Vânător. Personaje din anime la închisoare. Matsumoto, Boa, Fubuki, Albedo, Erza, 02. Jojolina, dar întrebarea e cine l-ar putea prinde pasă să le bage aceea. Și aici cine avem? Prințesa Mikasa și Matsumoto și Hinata și Luci și Makima și Boa. Cred că m-au chemat și cu Boa. Cam asta e rolul lor în anime, sincer. Ia și Mici și Robin. După aia la birou. Bă, bă. <găștia> bă ăștia i-a întors pe toți, mă. Acum personaje în roșu și negru la costum. Gojo, Zoro, Goku. Mamă, cât am freza, mă. Ghetto. Oricum Ghetto e șmecheră. Sukuna. Ăla. Din Tokyo Avengers. Tot ăla din Tokyo Avengers: Mikey. Eren. A, nu știu cine e, sincer. Genos. Muichiro. Muzanel. Rengoku. Nanami, Luffy, Levi, Deku, Ichigo, ăla, ăla și cred că Megumi, după păr, personaj din anime la basket. Nami, Fubuki, cred că Luci, Nobara, 02, Toka, Saber poate, iară nebuna din My Hero Academia, Raftalia, Sakura, Rias, aia din Bunny Girl Senpai, Rem, sora lui Fubuki, Boa Hancock, Mikasa, Kitagawa, aia, nu -mi vine în minte acum, Albedo, Matsumoto, Yoruichi, bă, dar e multe aici, Yor, Androidu, Erza, Shinobu, Robin, Mitsuri, aia, uite Saitama, Gats, Zoro, Rengoku, Gojo, dar asta nu vede, bă, ca și pe Midoriya, dar nu pare prea încrezător, tipic Midoriya, Liviu Vârciu, Luluș, Natsu, Tanjiro, Ichigo, asta, Asta e șmecher. Ghetto. Ce vă ghetto s-a tatuat de când? Todoroki, Zenitsu, Sukuna, Bakugo, Muzanel, Genos. A, ah, și Muichiro ultimul. Mamă cât au fost, bă toți. Singura relație toxică care se merită. Regionalisme din zona Moldovei. Chipăruș, Ardei. Acum dacă avem moldoveni să zică dacă așa e la astea. Colțuni, ciorap de lână. Arbuz, pepene roșu. Perje, prune, coșarcă, coș din uiele. Cataroi, bolovan. Mama, asta era și la noi. Chișleag, lapte acru. Scrânciob, leagăn. Oghial, plapumă. Oghial. Da și mie să mă acopă că mi-e frig. <laughs> Bortă, groapă, Singurul lucru puternic la Sarada da ochelari ei. Sartobi a fost destul de șmecher, a bătut trei fraieri singur. Tru, Bă, chiar tru. Ia a sigilat pe ăsta, pe ăsta și mâinile lui ăsta, că na, cât să și facă singur. Sexy jutsul în asta este cel mai puternic, tru. Cei trei ginciuri care au venit și Hokage, na. Hiruzen către cușina. Da, mă, am eu grijă de Naruto. La aruncat arendăm într-o garsonieră, ia bă, ăștia 10 lei, baftă. What? și <laughs> acum ce? Bă, bă, Levi, Puțu, Miții din Portocale, Miți iară, mițiiară, iară, Miți iară. Miți iară, Oameni normal la 3 dimineața care rup somnul, eu la 3 dimineața. Mai bine dădeam roșie sau băgam în casă. Cele mai triste morți din Naruto. Alugiraia, asma, Neji, Itachi, Obito, Rin, Madara, Sasori și Minato. Bă, Sasori... Mmm, Sorinatsori. not Zodia zodiacul chinezesc. Berbec, Dragon. Ambii sunt considerați energici, curajoși și lideri naturali. Taur, Bivol. A, deci Taurul e Taur. Ambii sunt văzuți ca fiind stabili, puternici și perseverenți. Gemeni, maimuță, inteligenți, versatil, cu o mare capacitate de adaptare. Rac, iepure. Mamă de la rac la iepure, sensibil, empatic și cu simț puternic al familiei. Leu, tigru, carismatici, mândri și foarte încrezători. Parcă văd că la scorpion e ceva miel sau ceva. Fecioară. șarpe. Metodici, atenți la detalii și practici. Balanță, capră sau oaie. Iubitor de frumos, diplomatic și cu un simț estetic dezvoltat. Scorpion, șobolan, v-am ceva intensiv, pasional, abilități strategice, bă, creier. Dar <girilor> cum de la scorpion la șobolan? Săgetător, cal. Săgetătorul cal e, e centaur, ce să mai... Aventuroși, independenți și optimiști, capricorn, câine. Loial, serios și foarte responsabil. Pești în zodiacul chinezesc nu există. Vărsătorul este porc, inovator, deschis spre nou și generos. Na, care sunteți pești? Nu existați, bă, gata, oficial. Tundeți arba iarba, mor de ca și ric, bici, jute mai târziu. Tru, mam, fasolea aia, nou. La noapte plac, mai doarme pe tavan. Văd că uliu se rotește pe cer, pregătindu-se să atace găinile. Eu cu frate, ia, 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 dragi. Mamă, bombă. Sucuna și cu o combinați. Cele mai băute băuturi alcoolice din România. Suică, pălincă, orincă, arachiu, care toate sunt același lucru, bă, doar că singura diferență e gradele. Ai litrele aceeași băutură. Doar că una e mai tare, una e mai slabă. vinars Cum mă vin ars? Vin ars. vinars ars. Vin ars, mă. A dat vin. Afinată. Vinul românești. Vișinată. Mucat. Mucată. Mă? Nucată. Nu cată, ce asta? Fiecare copil balcan are trauma lui. A, ciurap cu oțet. Cum tratează românii mahmureala? Murături, bă, murăturile forță, mai ales castraveții. Cafea cu sare, apă, pur și simplu care e rea, aspirină, varză murată, cui pe cui se scoate, mai bage o bere, tru. Ce fac românii când se duc la cumpărături? Consumă băuturile, apoi le plătesc la casă. Bă, am mai văzut din astea. Cumpără carne pentru grătar, se ceartă cu prietena soția, din cauza că pâinea e proaspătă, nu rezistă și mușcă din ea, apoi o plătesc la casă. Vine că nu o pun înapoi. Numără bari de 10 ori la casă, bă, lasă-mă că frica asta o ai. Tradiții și obiceiuri la anunțile din România. Bărbieritul mirelui, da, de obicei cu un topor mare. Gătitul miresei, dar nici ce nu nu gătește nimeni nimic, e. E împodobirea miresei. Hora și turta miresei din fața casei unde a copilărit. Ceremonia de logodnă la biserică unde își pun verighetele. Aruncatul buchetului. dința foto cu prietele miresei. Zicale românești. A se uita ca vițelul la poarta nouă. A fi nedumerit a nu ști. Dar chiar mă, dar așa se uită vițeii la poarta nouă nedumeriți. A spălat Putina. A plecat în grabă. A vinde castraveț grădinarului. A încercat să păcălești pe unul care știa adevărul. Pe asta nu știam. A călcat pe bec. A încălcat o regulă. A bate șaua ca să priceapă iapa. Să face o aluzie. A freca Menta. A pierde timp de Mai jos, miți. ta na 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 yeah, Întrebare rapidă. Dacă beau benzină, o să fac vrum vrum? Kinder Bueno cu Itachi, mă. Regii Daciei. Zamolxis, Burebista, Deceneu, Cotiso și Decebal. U niște poze șmechere aici cu Obitsu, Pain, Itachi, Kisame, Conan. Păcat de Conan, mă. Sasori, Deidara, Kakuzu, Idan și Zetsu Ultima. Fine. Cel mai frumos zâmbe din Jutsu Kaisen. Mahito, Jogo, Toji, Geto, Sukuna, Gojo, Mei Mei și Nobara. Pe că Tsukuna, sincer. Ia vezi mă, luna ta, bătălia ta. Octombrie versus aprilie. Mamă, ce vorbești, m-am rupt. Bă, aprilie, stai jos stai jos, direct câinele pe oaie. Octombrie câștigă, eu v-am zis. Septembrie versus august, cocoșul versus gorila. Septembrie câștigă, arub cocoșul ăla. Ianuarie versus iulie, mamă, rechinul versus pinguinul. A câștigat pinguinul, a bătut rechinul. Bă, cum? Decembrie versus martie, vulturul saske vs. versus A câștigat porcu, a nenorocit vulturul. Semifinale acum. Octombrie cu septembrie. Am câștigat iar. Bine, bă. Bine, bă, octombrie, ne ținem tare. Decembrie versus iulie, a câștig... Bă, dar ce cu pinguinul ăsta e de neoprit, mă? Finalele, decembrie cu octombrie. Păi da, dar nu trebuia să fie pinguinul aici? Că a câștigat pinguinul mai sus. Am, am câștigat. Ei, hey, nu mai contează, am câștigat. Octombrie este în ce mai tare. S-au <laughs> făcut niște manevre aici ca să nu picăm cu pinguinul, dar am câștigat ce mai contează. Marș, bă, Luca, acasă. cu Luca. Ce aveți, mă, cu Luca? Ia vezi, merg aici. Iunie cu septembrie, câștigă iunie. August cu mai, Câștigă august. Octombrie cu ianuarie. Câștigă octombrie. Ia vezi că dacă batem și în jocul ăsta, ce mai tare. Iulie cu decembrie. Câștigă iulie. Hai că îl pune Endman pe Superman dacă e. Bă, dacă așa le-a făcut. Semifinale acum. August cu iunie. L-a pus august. Iulie cu octombrie. No, ne-a făcut mă. Cum bă ne-a făcut asta. Finalele acum. Iulie cu august. A câștigat iulie. Nu înțeleg cum omul furnică bate orice, dar hey. Bravo, Iulia, ai câștigat. Ce poți să-ți iei în 2024 cu 10 lei? Dar nici cola nu mai e 10 lei, e 15 acum, parcă. În 2017 puteți să toate astea. Mamă, lei 2,50, hai că e 10 lei lei acum, sau cu n-ai Ai, ai, ai. Ne alegi pe noi sau să devii și sucuna? Eu și cu prietenul meu după două secunde. Bă, ce vorbești, mă? Luna ta, puterea ta. Ianuarie, cu nisipul. Februarie, curentul. Martie, stăpânești toate artele marțiale. Aprilie, nemuritor, poți să fur putere de la alții. Îndoirea sufletului manipularea sufletului. Mai, magie, blesteme, manipularea fricii. Iunie, controlez pământul, telechinezie, raze X. Iulie, iluzii, manipulare, controlul minții. August, toate puterile din Jojo. Septembrie, toate puterile din Dragon Ball. Octombrie, manipularea întunericului. Shadow Clone, schimbarea formei. Mamă, da umbrele la Blanau. Noiembrie, sunt doi realitatea. Să crezi orice și decembrie un câine. Manipularea câinilor. Ce mit românesc ești? Moroi. Da, uitați-vă aici ajuns la semne că e după astea. Moroi. Muma pădurii. Joimărița. Vampirul. Zmeu. Burătorul. Martolea. Sunt martolea, mă. Ce naiba. Vârcolac. Omul capră. Nim, omul capră. The goat. Literally the goat. Crasnic și balaur. Bă, multe de aici pe care nu le cunosc sincer. Personaje din anime în stilul de animație 90 dune. I Naruțu Dune, Luffy Dune, Levi Dune, Kakashi Dune, Dio Dune, ore Dio, ore Jotaro, niciodată nu știu care care, dar unul din ei e. Android Dune, Saitama Dune, tot din Jojo Dune, itaci Itachi Dune, Griffith Dune, cred, nu știu cine e ăsta, dar pare cunoscut, pare din Aot, Robin Dune, gheto Dune, Zoro Dune, Guts Dune, Mikasa Dune, Tanjiro Dune, Nami Dune, cea mai urâtă de până acum, Goku Dune, Boa Hancock Dune și Gojo Dune. Ia uite pe băiatul ăsta și cosplay-urile lui. Direct Spirit de the Way. Mm, dacă avea Gojo, Mangekyo și Aringan. Ce naiba toată lumea cu freza lui Jogo. Aici familia Simpson când au prezis viitorul. În 2000 asta, în 2015 s-a întâmplat. În 2002 asta, în 2017 s-a întâmplat. În 2000 coronavirus. În 2020 s-a întâmplat. În 2003 arăta că moare regina. În 2022 a murit, na. În 2006 submarinul la care s-a dus. Ni, 2023. În 93, când un vapor a dărâmat un pod, s-a întâmplat în 2024. Simularea, bă, e exact ca la Undead on Lac, unde ăla scria manga cu ce o să se întâmple. Așa e animația asta. GTA 360 de pixeli, GTA în 4K, piricel. Roșu sau albastru? Naruto sau Dragon ball -u? De ce vă tot certați, bă? A, se certau pe fotbal. Ok, A, și asta este ultima poză. Na. Deci, încă o săptămână genială de Mim Review. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să participați, intrați pe linkul din descriere, vă aduce pe Discord, după aici la Mim Review, băgați mimurile, săptămâna care vine facem mare clip cu ele. Sper că v-a plăcut cine au de mâine cu un nou clip.